Am revenit, stimați telespectatori, și invitatul nostru este pastorul Doru Cârdei, secretarul general al Bisericilor Pentecostale Române din Republica Moldova. Mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Toată plăcerea, bun găsit. De altfel, destul de multe, zicem noi multe, de ordinul poate vreo 10-12 emisiuni am înregistrat la Cluj și am înțeles că ați înregistrat și aici la emisiunea Popas pentru Sufletul meu la Chicago. Da, și am început să colaborăm. Și așa, vom avea o emisiune permanentă. Nu știm, credem că odată cu schimbarea grilei, acum din septembrie, va intra pe rol. Și mă bucură. Privilegiul nostru de a colabora. Mulțumesc. În emisiunile pe care le-am avut, au fost și elemente biografice, autobiografice, așa, și am aflat cum din Moldova românească v-ați dus în Republica Moldova, practic ca unul dintre primii misionari, pot să spun așa, chiar dacă ați rămas în aceeași etnie, cultură, într-un fel, în Republica Moldova. Cum a fost această plecare și cum v-ați păstrat entuziasmul, râvna, tema convenției noastre, patosul pentru lucrare în toată această perioadă, pasiunea? Deci, bineînțeles că Revoluția din România a împlinit visul meu și a multor oameni care așteptau momentul să alerge cu Evanghelia fără piedici, în mod oficial. Și pe fondul libertății și al marei lipse de predicatori în limba română în Republica Moldova, în anii 90, când era perioada de renaștere națională de limbă română, deci oamenii preferau să asculte orice, să asculte limba română, cred că m-a călăuzit Dumnezeu să sar peste prut și să slujesc acolo. Și cum a fost? Câți ani, deci, practic, imediat după Revoluție, parcă? În 93. Deci eu am început ca să slujesc și să călătoresc în Republica Moldova. Deci 20 de ani. Dar din 93 am făcut acea promisiune de un an, că voi sluji ca și secretar general al cultului pentecostal, să ajut la procesul de formare a Uniunii Pentecostale acolo. Apoi v-ați căsătorit cu o localnică, să zic așa? 3 ani mai târziu m-am căsătorit și, bineînțeles că 6 luni mai târziu am început plantarea bisericii în Philadelphia și lucrurile s-au succedat și au luat contur. Responsabilitatea mi-a crescut și am fost tot mai prins de Domnul acolo. Am auzit în prezentarea episcopului Petru Borș astăzi la întâlnirea păstorilor de vreo 36 de proiecte care le-ați avut doar în anul acesta în Republica Moldova. Sigur, nu avem așteptarea să le prezentați exhaustiv, dar câteva din ele sau, dacă vreți, puteți să mergeți cronologic. Unde ați găsit mișcarea pentecostală, numărul de biserici, de lucrători și unde sunt acum? Cum doriți? Deci în 93 când s-a format Uniunea Pentecostală, pardon, în 92 când s-a format Uniunea Pentecostală în Republica Moldova, în componența ei s-au unit pentecostalii, cele 67 de biserici care existau atunci. La ora actuală numărăm peste 350 de biserici. Din start, deci Uniunea Pentecostală este o organizație destul de tânără, iată, 20 de ani, 22 de ani de la formarea ei, de la fondarea ei. Și în contextul libertății care tocmai ni se oferise, noi am abordat formarea acestei organizații și strategia ei de organizare din perspectiva evanghelizării și a plantării bisericilor, iar pe planul 2, administrarea și slujirea bisericilor existente. Iată, această viziune și această ordine a priorităților ne-a ținut în viață, viață dinamică, și ne-a făcut să fim relevanți timpului și locurilor unde ne-a așezat Dumnezeu pe parcursul acestor 20 de ani. Diaspora română, pentecostală română în special, s-a implicat, v-a ajutat, e drept să dăm cezarului ceea cezarului, nu suntem între români americani aici,
Deci, în ce măsură cooperarea cu cei din România și cu cei din afara României, mai ales poate de aici din America, v-au ajutat în promovarea anumitor proiecte și... Deci, noi îl laudăm pe Dumnezeu pentru cooperarea cu frații, cu surorile, cu bisericile, cu slujitorii de limbă română. Cooperarea cu România merge foarte bine, mai ales eu, sunt român acolo. Dar și mulți alți slujitori din România ne stimează, ne susțin, ne încurajează și când au posibilitatea ne vizitează. Dar românii din Statele Unite ale Americii au investit foarte mult cu noi. Deci au investit financiar și nu doar financiar, și practic. Și acestea au fost doi păstori, din câte știu. Doi păstori cu Cristian grupuri. Ionescu și Vasile Antemie, parcă. Da, deci atât fratele Cristian Ionescu, care nu doar ne vizitează, dar care a devenit partenerul nostru pentru proiecte concrete de plantare a bisericilor, de construcția bisericilor, de formarea liderilor, cât și fratele Vasile Antemie și, bineînțeles, alte biserici din Statele Unite ale Americii. Sunt oameni practici, sunt oameni dispuși să investească și noi îl laudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Cum a mers dezvoltarea formării lucrătorilor? Că până la urmă Domnul Iisus a constatat că secerișul este mare, dar secerătorii, lucrătorii sunt puțini. Deci acesta este de fapt domeniul în care Dumnezeu m-a prins în Republica Moldova, m-a atras în Republica Moldova. Eu am studiat Biblia în ilegalitate în România, cursurile BIE, în mod secret, și bineînțeles am dus această strategie de formare a liderilor mai departe în Ucraina și în Republica Moldova în vremuri de ilegalitate. Iar când a venit libertatea, am intensificat această strategie de formare a slujitorilor și în toți anii aceștia am privit-o ca o mare prioritate, deoarece în contextul Republicii Moldova, bisericile cresc mult mai repede decât cresc slujitorii. Deci întotdeauna am avut nevoie mai mare de slujitori, nevoie reală. Deci, pe de-o parte, avem oameni care se pocăiesc, biserici care se formează. În 2-3 ani se formează o biserică, iar în 2-3 ani nu întotdeauna se formează un slujitor. S-ar putea să nu avem chiar timpul pe care ne l-am fi dorit, că am observat și seara trecută, programul a început mai repede decât ora fixă, dar am vrea să intrăm totuși în zona slujirii pe tărâm practic, al ajutorării, să zic așa, social-materiale, caritative, deci nu doar prin cuvânt, prin vestirea Evangheliei. Vedeți, contextul la Republicii Moldova este unul de vulnerabilitate social-economică. Republica Moldova este cea mai săracă, în mod oficial, și nu ne mândrim cu acest titlu, dar este cea mai săracă țară din Europa, de pe continentul european. Oamenii, într-adevăr, îndură greutăți și mari nevoi în sfera economică. Este aproape inadmisibil să venim cu noțiunea abstractă a dragostei lui Dumnezeu fără demonstrația practică a dragostei lui Dumnezeu. Iată de ce, pe parcursul acestei perioade, grație bunăvoinței și viziunii păstorilor și bisericilor române din Statele Unite ale Americii, am dispus de un buget întotdeauna de a oferi ajutor celor săraci. În concepția noastră de vestire a Evangheliei, biserica în care o păstoresc noi, interzicem în mod explicit invitarea oamenilor necredincioși la evangelizare dacă nu li s-a oferit un gest de ospitalitate, un gest de dragoste înainte să le oferim. Deci trebuie să le câștigăm bunăvoința mai întâi. Oamenilor nu le pasă de ce spui până nu le dovedești că îți pasă de ei. Chiar dacă nu este sărac,
invită-l la un ceai, invită-l la o cafea. Demonstrează o atenție specială și apoi oferă invitația pentru... Ai șanse mai mari. Îmi pare tare rău că nu putem continua. Aș fi vrut să ajungem și în zona preluării în familiile dumneavoastră acolo în Republica Moldova a unor copii ai străzii, o acțiune care e vrednică de toată aprecierea și totuși, ce o veste ne puteți da din această zonă de slujire? Ați și trimis la școli astfel de copii, ați căsătorit? Vreo noutate pe planul acesta? S-a extins lucrarea? Anul trecut am căsătorit 5 fete care au crescut la orfelinatul bisericii. Toamna aceasta mă întorc acasă și mai avem încă 2 nuți, mai căsătorim încă 2. Unul din foștii cerșitori care a crescut cu noi, a absolvit la liceul nostru, termină facultatea de medicină anul acesta, este un bun credincios, plin de Duhul Sfânt, plin de râvnă pentru lucrarea Domnului și avem ingineri, avem foști copii ai străzii care au absolvit la noi, au absolvit facultatea de pedagogie și sunt învățători la noi la liceu. Au început să apară roadele. Mai dați-ne ceva timp și să se vadă mai mult. Stimați telespectatori, observați încă un model de slujire în această zonă, tot românească, și fie ca toți românii am avut aici din America, din Canada, din România, din Republica Moldova, toți românii de pretutindeni să ne îndeplinim mandatul acesta, care pornește de fapt sau are 4 coronate: viziune, compasiune, voință și credință. În absența acestor 4 ingrediente, nu avem cum să fim slujitori și încă slujitori entuziaști, plini de pasiune. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la aceste discuții. Transmitem salutările fraților noștri și de sânge și de credință din Republica Moldova și mult succes pe toate planurile. Vă mulțumesc mult din suflet și apreciez tot ceea ce face Petatele. Mulțumesc. Stimați respectatori, în continuare, puteți să urmăriți lucrările celei de-a 45-a Convenție a Românilor Pentecostali din Statele Unite și Canada. Vă dorim vizionare plăcută și un profit cât mai mare pe plan spiritual.